La acțiunea organizată în municipiul Râmnicu-Vâlcea au participat alături de viitorii candidați plus Vâlcea la funcțiile din administrația locală și cetățenii care își doresc o schimbare. Astăzi am decis să ieșim în stradă, să luăm cunoștință despre nevoile oamenilor, despre ce s-a mai întâmplat în comunitate. Vrem să știm și să avem mai multe informații de la cetățenii Râmnicului-Vâlcea. Alături de noi au venit din localitățile Govora, Călimănești, Cernișoara, Drăgășani, oameni care vor să știe și să fie alături de comunitate. Suntem încântați că putem să devenim cât mai vizibili, suntem încântați că noi de la Plus cu colegii noștri de la Alianță vom fi una dintre forțele importante la legile care vor urma. Suntem într-un proces de stabilire candidatură, atât noi cât și colegii de la USR. Vom avea o echipă comună la alegerile locale și cu siguranță suntem una dintre vocile cele mai puternice în acest moment. Inițiativa celor de la Plus Vâlcea a continuat duminică în zona Malul Alb, unde s-a desfășurat o acțiune de ecologizare.